Pretinsa datorie istorică către concernul rus Gazprom în valoare de 700 de milioane de dolari ar putea fi întoarsă de cei care se fac vinovați de prejudicierea Moldova Gaz. Declarația a fost făcută de expertul Sergiu Tofilat, care a fost ales membru al Consiliului de Observatori al Moldova Gaz la finele lunii trecute. Potrivit lui, procurorii trebuie să investigheze mai multe cazuri care au prejudiciat întreprinderea moldorusă de-a lungul anilor cu milioane de lei. Totodată, acesta a declarat că în următoarea perioadă va dezvălui numele mai multor persoane implicate în diverse scheme de fraudare a companiei. Începem de la cazul Crystal Flor, e vorba de un prejudiciu de 57 de milioane de lei. Este un act de control făcut, de revizie, pardon, făcut de Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției din februarie 2009. Concret este vorba de o hotărâre de judecată ilegală prin care Moldova Gaz a fost obligată să livreze gaz pe datorie întreprinderii Crystal Flor, controlată la acel moment de Vecislav Platon. Și această întreprindere nu s-a achitat cu Moldova Gaz. Potrivit lui Sergiu Tofilat, în anul 2012 au existat 4 hotărâri ale ANRE prin care s-a depistat că Moldova Gaz cumpără de la diferiți intermediari din zone offshore, în special Cipru, contoare și țevi la un preț de 5 ori mai mare, pentru care s-au cheltuit nejustificat 243 de milioane de lei. La 2 săptămâni după ce ANRE a emis prima hotărâre, prima hotărâre a fost la sfârșit din martie 2012, la început de aprilie a fost un atentat la viața lui Nicolae Răileanu, fost director ANRE. Deci cineva a încercat să-l asasineze. I-a fost pus o grenadă în mașină. La fel, dosarul ăsta tot trebuie investigat, pentru că ele sunt legate una de alta. Sergiu Tofilat a vorbit și despre cheltuielile nejustificate de jumătate de miliard de lei folosite la construcția sediului întreprinderii moldoruse, dar și la perfectarea polițelor de asigurare anuale în sumă de 90,5 milioane de lei. Banii s-au furat deoarece pentru asigurarea patrimoniului de 3 miliarde de lei al companiei este nevoie de reasigurare, a punctat Tofilat. Președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban, a declarat pentru Jurnal TV că s-a adresat în 2019 la CNA referitor la sumele exagerate pentru asigurări, însă instituția ar fi refuzat să investigheze subiectul. Începând cu 28 iulie curent, Sergiu Tofilat face parte din componența Consiliului de Observatori al Moldova Gaz, alcătuit din 6 persoane. Membrii sunt aleși prin vot cumulativ de către Adunarea Generală a Acționarilor pe un termen de un an și pot fi realeși un număr nelimitat de ori.